Lady in Red, Chris de Burgo, are de ce trebuie el să spună că arată această femeie frumos în acea seară anume? De ce nu-i place lui tot timpul de ea și atunci când nu e aranjată și în rochie roșie, n-am să înțeleg niciodată. În schimb, ce știu sigur este că în fiecare vineri intrăm în dialog prin telefon cu un blogger, o blogăriță care revoluționează și ajută părinții din România să fie oameni mai buni și mai împliniți. Astăzi intrăm în direct cu Sofia Frunză. Bună dimineața! Salut! Neața, Sofia! Frunzăresc.eu. Da, eu frunzăresc de la numele Frunză. Da, foarte simpatic numele, mi-a plăcut. Am citit că a fost un brainstorming, zic eu, reușit, pentru numele blogului tău. Mulțumesc! Eu l-am avertizat, Sofia, pe Marius, că astăzi o să fie tocați așa un pic tăticii. Vedem, depinde. Aha, mulțumesc. Da, contează okay. Foarte mult cum sunt, să zice. De fapt, eu, din câte am citit în această descriere, e vorba mai degrabă despre așteptările mamelor pe care le au de la tați. Și de multe ori, când ei nu se ridică la standardele pe care le impunem noi, avem tot felul de nemulțumiri. Este adevărat că, într-adevăr, cerem mult de la toții noștri, pentru că noi fiind toată ziua cu copilașii, avem nevoie seara, când ajung ei de la muncă acasă, să ne ajute, să se implice, să fie acolo, nu știu, să vină să spună, uite, în următoarea oră te relaxezi, stau eu cu bebelușul, tu fă ce vrei, nu știu, fă un duș, citește, ieși cu fetele. Adică avem nevoie și de activități pentru noi, mămicile, și atunci cumva punem presiune și pe ei, dar e absolut normal, pentru că meseria de părinte nu se referă doar la mamă, ci la tată, pentru că atât mama cât și tatăl fac cuplul și... Na, împreună au de ce să aibă un copilaș. Atunci trebuie să se implice ambii, poate nu în aceeași măsură, pentru că tații de obicei sunt la muncă și na, sunt plecați aproape 10 ore pe zi. În schimb, în puținul timp liber în care le rămâne, seara și în weekend, cu siguranță se pot implica mai mult și atunci noi, mămicile, cerem de la ei mai mult. Da, și uităm câteodată că și ei vin totuși după niște ore în care muncesc și ajung acasă obosiți. E cumva thin ice, cum spun englezii, știi? Nu prea știi cum să gestionezi situația, că avem de fapt nevoie disperată de odihnă și noi și ei. Așa este, așa este. Doar că important este să existe înțelegere și din partea soțului și din partea soției și să... Nu știu, să găsim activități pe care să le facă tăticul și unele pe care să le facă mămica. De exemplu, seara, băița bebelușului, cu siguranță o poate face tăticul. Până la băiță se relaxează, până ajunge acasă de la birou, se relaxează și ulterior poate să facă băița sau să se joace, nu știu, 20 de minute, 30 de minute cu copilașul, cât mami pregătește cina sau pregătește cina pentru bebeluș. Adică chiar sunt multe activități pe care le pot face tăticii. Și nu sunt neapărat consumatoare de... sunt într-adevăr consumatoare de energie, dar nu sunt foarte obositoare, din contra. Când te joci cu bebelușul, te încarci de energie. Și practic ai putere să faci mai multe, chiar să faci și activități poate mai complicate, nu doar joculețe simple. Am înțeles. Uite, să mai pun o întrebare. M-am lovit de treaba asta și am văzut-o în jur și în alte familii. Se întâmplă ca mama să aibă anumite pretenții sau așteptări și atunci când vine tata, își dorești mamele comportamentul tatălui să fie exact într-un anumit fel și uităm că de fapt relația copilului cu tatăl este diferită de relația copilului cu mama și multe neînțelegeri apar când tatăl preferă alte activități cu copilul decât ar prefera mama. E într-adevăr, e posibil să existe. Momentan bebelușul meu încă este mic și nu am întâlnit astfel de situații, pentru că nici nu am stabilit niște limite sau niște direcții clare, nu știu, te joci joculețul X cu bebelușul pentru că dezvoltă abilitatea Y. Adică nu am stabilit atât de clar ce joculețul și activități. Fii atentă ce se întâmpla la mine când era Tudor mic. Venea bărbatul, mi-o lua și spunea, ce face băiatul lui tata, și începea să-l arunce în sus. Iar mie mi se tăiau picioarele și aveam senzația că l-aruncă până în tavan. Și la mine soțul meu face la fel, dar bebelușul zâmbește atât de frumos încât mie nu mi-e frică, din contra mă bucur să-l văd zâmbind așa fain.
Da, așa e. Am înțeles că pregătești un soi de atelier pentru sau despre tați. Da, organizez un eveniment, Modern Dad Challenges se numește, va avea loc pe 5 aprilie și evenimentul a pornit tocmai din ideea că, deși sunt multe evenimente de parenting, la acestea sunt discutate subiecte mai mult adresate mămicilor și cumva tăticii sunt lăsați pe ultimul loc și chiar dacă vin să se informeze despre cum se pot implica mai mult în creșterea copilului, ei pleacă de acolo cu foarte puține informații sau aproape deloc. Și atunci, pornind de la această situație, am gândit un eveniment în care la prima temă vom discuta despre rolul tatălui în perioada pre- și postnatală. Uh-huh. Vom avea invitați mai mulți speakeri, un pediatru, un psiholog, pentru că vreau să abordăm, în primul rând, să înțeleagă tăticii prin ce schimbări trec mamele în perioada sarcinii, dar și după, cum se schimbă relația de cuplu sau ce se schimbă în relația de cuplu, despre viața sexuală, pentru că e un subiect tabu, să zic așa, nu prea se discută despre ea, dar pentru domn e foarte importantă. Și în relația cu copilul, cum se pot implica mai mult, ce activități pot face, așa mic cum este, nu știu, chiar și în primele luni. Pentru că bărbaților le e frică să se apropie de copii, au impresia că nu știu ce să facă cu ei, nu știu ce activități, cum să-i implice de la o lună sau de la două luni, ce pot face cu ei. Și atunci o să venim cu câteva idei. Idei și, uh-huh. Da, idei și sfaturi. Super. De aceste lucruri. Super, Sofia. Vă mulțumesc frumos că ai intrat în direct cu noi și îți urez baftă la acel atelier care sigur îi va apropia pe tătici și de bebeluși și de mame și de copiii mai mari. Mulțumesc și succes pe viitor. Și eu mulțumesc mult. La revedere. Te pupăm. A fost cu noi Sofia, pe care o găsești pe frunzăresc.eu. Mergem mai departe cu o super piesă. You've got a friend in me.